Salutare tuturor fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Noob vs. Pro vs. Hacker. Sunt aici cu Ana Titirezul și cu Mariusica Banana, iar astăzi o să testăm cine este Noob, Pro și Hacker la Find the Button. Pentru cei care nu știu ce este Find the Button, practic o să avem un buton la fel cum este ăsta, sau mă rog, un buton în Minecraft pe care trebuie să-l găsim la fiecare nivel. O să avem mai multe nivele, iar noi o să încercăm să găsim primii butonul ăla. Dacă găsești butonul, primești un punct. Ăla care are mai multe puncte o să iasă hackerul, ăla care are mai puține o să iasă pro și ăla care are cele mai puține noob. Deci o să vedem care este mai bun între mine, Ana și Mariusica. Sunt trei reguli foarte importante înainte de orice. Ok, ascultați-mă bine. Nu avem în primul rând voie să ne încurcăm. Adică, dacă cumva Mariusica vede butonul și undeva pe sus, eu o să încep să-i dau pum să n-ajungă la buton sau chestii de genul. Nu avem voie să facem chestia asta. După aia, dacă găsești butonul, trebuie neapărat să scrii pe chat gata sau am găsit butonul sau l-am găsit, gata, nu știu ce. Puteți să spuneți gata că e mai scurt și e mai ușor, sau mă rog, o să spun eu gata dacă îl găsesc. Și nu aveți voie să spuneți la mișto că ați găsit butonul, pentru că după toată lumea o să se oprească din căutat și vine la tine și zice gata mă, unde e butonul, și butonul ăla nu o să fie acolo. După ce găsim butonul, mi se pare că teleportează doar pe unul și o să ne dăm noi TP la ăla care s-a dus la următorul nivel. Astea sunt regulile, hai să înceapă jocul. Am explicat foarte, foarte pe scurt. Primul nivel, ia vedeți, puteți să vă teleportați, ok, puteți. Hai să vedem, primul care găsește butonul, v-am spus, scrieți pe chat și o să vedem cine este hackerul. Ia să vedem pe aici, mamă, dacă îl pune aici, nici nu cred că poți să pui buton pe aici. Ia să vedem, fix aici la început este, nu este aici, gata, nu pot să cred. Luca am găsit, Ana a găsit, cream că ați zis amândoi gata și că am găsit. Ana a găsit primul buton, m-a teleportat pe mine, ești nebun? Ia, l-a teleportat și pe Mariusica. Ana, s-ar putea să nu mai meargă butonul ăla, asta e așa că îți dau eu TP. TP, Ana, la mine. Ok, foarte, foarte bine. Știu că butoanele astea am testat pe o hartă făcută de același creator și nu mergeau butoanele decât cu un singur TP o singură dată la o persoană și de-aia ne dăm TP unul altul. Nu știu dacă e fu de multiplayer sau nu, dar... nu pot să... Dar mamă, și eu și Ana l-am văzut în același timp, dar Ana era acolo. Deci cred că o să-i se pună punctul Anei, sincer. Deci s-a dus Ana, stai așa, să ne dăm și noi TP la Ana. Următorul nivel, nivelul numărul 3. Deci până acum stai așa, Ana are 3 puncte, 2-0-0. Wow, mulțumesc de carne, Mariusica. Stă să ia carne, aparent. Deci am 3 puncte, ai două puncte, da, păi au fost două nivele. Și acum vedem următorul punct, ia să vedem, pe aici, bă, nu, deci n-are cum să nu fie aici, eu zic că e aici 100%, fii atent de noi, ia, what you are doing up here, bă, m-a întrebat ce caut aici, m-a făcut maimuță, auzi, gata la mine, nu pot să cred, a găsit Mariusica butonul, ia, nu pot să cred așa ceva, bravo Mariusica, ok, hai, te pe la Mariusica toată lumea. Gata, deci Mariusica are un punct, Ana 2 și niciun punct, faci mișto de mine. Nu pot să cred, trebuie să găsești și butonul. Deci de urgență am intrat aici, n-aveți voie la mine, e casa mea, e proprietate privată, nu e nimic în casă oricum. Doamne, bă, dar nu pot, gata, bă, nu pot să cred. Nu, refuz așa ceva. Bă, și fix la asta, m-am uitat fix la ăsta pe partea ailaltă, frate. Nu pot să cred, fix în locul ăla m-am uitat. Ok, hai să vedem aici. Nu, nimic, nu putem să facem nimic pe aici. Uite-l pe Mariusica. Bro, la mine și eu. Bă, stai așa, l-ați găsit amândoi? Sau ce ați făcut? Stai, bă, am zis că n-avem voie să ne batem. Uite, cine a găsit butonul? Eu l-am văzut. Da, nu știu ce să zic la asta. Amândoi l-am văzut. L-ați văzut, egalitate, bine, fiecare un punct atunci. Bă, dar eu n-am niciun punct, frate. Merge butonul să mă... Ok, mă lasă și pe mine. Deci câte puncte aveți? Eu am 2, Mariusica are 2 și Ana are 3 puncte, cred că. Da, Ana are 3, Mariusica 2, eu am 0. Trebuie să găsesc și un buton de maximă urgență, gen 4 căsuța și ăsta, cum adică? Ai 4 puncte? Ah, da, Ana are 4 puncte, da, are dreptate. Ana are... Opa! Ia, uite, bă, și l-a văzut Mariusica primul și-l văzusem și eu, frate. Nu pot să cred. Bă, deci eu câte... Mariusica are 3 puncte, Ana 4 și eu 0. Wow, ok. Bun, vreau și un buton de urgență, sigur, e pe aici 100%. N-are cum să nu fie pe aici. E fix aici, fiți atenți. Fiți atenți, nu e pe aici, nu e pe aici. Ok, stai așa. Trebuie să fie pe undeva. Ah, opa! Să fie... Dar nu o cred, mă, că e acolo, nu-i nimic. Ok. Mamă, bă, nu pot să cred, frate. Niciun de ăsta să nu găsesc. Niciodată. Bă, și am dat punctuanii că l-am văzut în același timp. Gen. Și voi l-ați luat amândoi, nu-i corect. Ia să nu mai luați niciun punct dacă l-ați văzut amândoi. Ia, pe aici.
Mamă, dar nu poți să te... Iau, am găsit, uite... Cum te-ai urcat acolo în primul rând? What? Doamne ferește, nu pot să cred. Ai făcut tu parcursul ăsta așa? Nu pot să cred așa ceva. Wow, cum a ajuns aici, bro? Am scări? Nu știam că am scări. Ok, deci ăsta e buton... Nu mă mai teleportează. V-am spus că sunt buguite astea, că le știu eu. Ok, așteaptă-l pe Luca, hai să începem. Nici nu mai contează. Deci, stai așa, câte puncte aveți? Ia stați un pic, pauză. TP, Ana, bă, TP Mariusica aici, veniți încoace toți ca să avem o ședință. Deci, câte puncte? Eu am 5, Mariusica, câte puncte ai? Deci, Ana are 5... Tu câte? Păi tu nu știi câte puncte ai? Cred că am 3. Păi, oh my god, Marisica are 3, ok, și Ana are 5. Eu am 0 puncte și cred că o să rămân așa toată viața, ești nebun? Bă, nu pot să cred, frate, cum să nu găsești niciunul? Bă, niciunul să nu găsești? Chiar așa? Nu cred. Deci refuz așa ceva, trebuie să găsești. Nu, mai gata, fii atent. Uite aici, aici am găsit, nu cred. Unde-i găsit, mă? Bă, unde-i găsit? Wow! Nu pot să cred, frate. Și pe mine nu mă mai teleportează. Ok, stai așa că îmi dau TP la Ana. Bun, hai să vedem. Ai trecut pe lângă? Păi da, frate, că nu am văzut că mă grăbesc. Că toată lumea aleargă pe aici să găsească butonul. Și eu sunt mai de capul meu. Să vedem. Aici ceva, nu cred. Ok, l-am găsit. L-a găsit Mariusica acum. Ei, nu mai zic nimic. N-are rost. Am ieșit cel mai noob din toți. Ești nebun? Swamp, hai. Eu oricum sunt cel mai noob. Nici nu mai contează. Hai, vă rog eu mult. Măcar pe aici ceva să fie de capul lui un buton aici. TP? A, gata. Mariusica, tu nu poți să-ți dai TP? Stai așa, OP? Nu poți să-ți dau OP. Îmi pare rău, Mariusica. Că trișează? Nu știam. Nu știam că n-ai venit aici. Lasă-mă că și așa. Am găsit. Nu pot să cred că ai găsit. Și m-am prins, Mariusica. Bă, ce naiba se întâmplă de n-am găsit nimic? Ana a găsit. Ok, din greșeală. Ok. Deci Ana l-a găsit și pe ăsta. Câte puncte are Ana? 7 puncte, eu am 0. Ok, nu e nicio problemă. 7 puncte la 3 puncte la 0 puncte. Deci eu am 0 puncte, efectiv. Doamne ferește. Mă, dar sunt ușor de găsit, dar cumva eu nu le găsesc. Ești nebun? Adică Ana le găsește fiecare dată în 3 secunde. Mariusica a mai găsit și el, numai eu l-am găsit. Ești nebun? Bă, n-are... Aici trebuie să fie stălă... N-are cum. Deci refuz să nu fie pe aici. Bă, nu cred, dar unde e, mă, frate, la mine? Unde, mă, Mariusica? Unde l-ai găsit? Ia, unde? Ia, uite-l, mă, unde era. Bă, fraților, deci eu clipul ăsta e la mișto. Deci nu, nu mai zic nimic. Nivelul 12 TP, păi gata, suntem toți. Eu am 7. Ana are 7, Mariusica are 4, eu am 0. 0 barat. Bă, 0. Nu pot să cred, nici măcar un buton nu am găsit. Tot concursul, sunt disperați ăștia, deci n-ai cum. L-am găsit el la mine. Bă, deci n-ai cum cu jucătorii ăștia să te joci, ești nebun. Deci chiar n-ai cum. Ce-ați făcut, mă? Nu știu unde e. TP Mariusica. Eu mi-am dat TP direct. Unde e, mă? Mamă. Hai că îl mai apasă cineva vreodată. Bă, stați așa un pic, ok. L-ați apăsat, bravo. Gata. Hai că au reușit să-l apese într-un final. Deci măcar nu mai are rost. Eu nu mai încerc. Deci chiar nu mai încerc. Uite, știu, pe aici nu. E și de noroc un pic. Dar gen, bă, cât ghinios ai. Cât noroc să nu ai, gen. Uite-te, știu, acolo. Ia, stai așa ca să e... Interesantă un pic situația aici, că pare foarte ușor, dar nu-l găsim nicăieri. Ia, să fie o intrare secretă pe undeva, pe aici. Ia, stai așa un pic. Mă, pe aici, la astea. Nu prea-mi place ce se întâmplă aici, frate. Nu prea-mi place cu harta asta. Și cum nu putem să... Mă, există buton aici care trebuie să-l fi văzut de 10 ori dacă era. Ce scrie aici? Nu înțeleg, cred că da. Oare trebuia să fim pe survival să spargem astea, mă? Nu știu, eu am dat pe... Nu știu pe ce mod ne-a dat. Că ne-a dat pe creative prima oară când am intrat pe hartă și eu am dat pe... Ia! What? Nu cred așa ceva. Mă, ce? 8 puncte are Ana, frate. 8 puncte. Bă, fraților. Bă, nu pot să cred. Mă, chiar așa? Ia, zi-mi, te rog, că e ceva, nu e nimic. Bă, nu cred. Bă, așa ceva, cred că e ceva acolo. Nici nu mai spun nimic. Mariusica, nu știu câte puncte ai. Dacă tu, nici tu nu poți să ți le ții. Eu n-am de unde să țin minte câte puncte ai tu. Deci tu știi, Mariusica, câte puncte ai. Am găsit, cred. Du-te, bă, de aici, nu pot să cred. Ce-i asta? Opa. Ia. Stai așa că... Bă, stai mă așa. Nu merge. Ah, opa. What? Stai că am găsit aici o... Mă, ce? Ana, ai găsit butonul? Sau nu l-ai găsit? Că ai zis că stai.
Păi cum adică stai, că ai ajuns aici sus, pe aici am ajuns toți. Și că am găsit, credeam, am crezut că ăla e. Ia stai mă să vedem. Opa, poate nu e pe aici pe sus. Cine știe? Mamă. Ce mă asta? Ia, hopa. Aici e, fiți atenți. Nu e aici, bă, nu cred. Că, ia că-l găsește Luca, ar fi bine să-l găsească Luca. Te rog, Luca, găsește-l, e milă de mine, Anei. Deci am 0 puncte, fraților, și nu e aici sus. Nu știu cum să vă spun, dar nu e deloc aici sus. Oh my God, nu pot să cred. Înnebunesc. Deci nu pot să cred. Luca, hai la mine. Ce să mai vin la tine, Ana? Nici n-are rost. Unde vrei? Vrei să mă urc iară pe asta? Ce vrei să vă la tine? Stai așa. Unde? Hai să-l găsim, uite. Ha, l-a găsit, nu? L-a găsit, Ana. Oh my God. Wow, eu l-am găsit, ok. Deci Ana are 100.000 de puncte. Nu mai zic nimic. Ia, ce s-a deschis mai aici? Nu mai, Ana, dacă tu l-ai găsit, nu-ți iau eu meritul. Aie, tu l-ai găsit. Ai 9, 10 puncte, nu știu, cred că ai 9. Și Mariusica are și vreo 5, nu știu câte are. Eu am 0. Ah, hopa, hopa. Ce se întâmplă aici? Este, bă! Primul punct, nu știu cum, dar l-am găsit. Cineva a deschis o ușă și m-am dus acolo și l-am găsit. Habar nu am, nici n-am mai stat să vă spun. Deci am fost atât de disperat. Îmi pare rău că nu v-am arătat, dar am fost atât de disperat încât a trebuit să-l apăs instant. Ok, prieten, primul meu punct, fraților, let's go! Primul punct. Deci sunt cel mai bun de la mine din cameră și acum le găsesc eu pe tot. Hai că le găsesc. Ia pe aici, mamă, era interesant. Ah? Nu? No? Nu, no, nu e acolo. Mamă, era creier să-l pun acolo. Deci pe aici nu e. Ok, deci până acum, câte puncte are Mariusica aia, mă interesează? Că poate iau locul 2, poate. Nu știu. Bă, câte? Că 4? Eu cred că avea 5. Cred. Nu sunt sigur, dar... Bă, eu nu mi-aduc aminte. Nu am 4, imposibil. Bă, deci eu nu țin minte punctele tale, Mariusica. Eu înțeleg cum nu le-ai ținut tu minte punctele tale. Deci pe aici, pe sus, nu prea pare să fie ceva. Cred că am 6. 6! Mamă, ok, deci o să fie interesant. Oricum, vedem câte puncte fac până la final și vedem. Nu cred, bă, Mariusica, vedem la final. Lasă, că vedem la final, nu mai contează. Oricum am un punct, stai niște, Mariusica, că nu te iau nici, cred că dacă le iau pe toate. Dacă le iau pe toate la rând, că nu știu câte nivele sunt, dar... Vai de capul meu. Bă, am zis și eu că jucăm Find the Button, fraților, dar... Bă, ce mă asta? Bă, să nu găsești nimic? Bă, chiar așa? Deci eu chiar nu înțeleg nici aici. N-are ce să fie. Că s-a stea așa. Mai mor și de foame că n-am mâncat nimic toată ziua. Nu găsim nici butonul. Deci îmi pare rău pentru cine se uită la clipul ăsta, dar sunt nubul planetei. Efectiv nu reușesc să găsesc un buton. Bă, dar nici voi nu le mai găsiți, gata. Adică ce se întâmplă aici? Nu-mi dau seama, mă, frate. Ar trebui să urcăm cumva pe ăsta. E mai greu? Poate Ana are hack. Cum ar fi să joace cu hack, Ana? Ar fi ceva. Să facă clip care hack. Nu joc? Da, mai vedem noi, Ana, mai vedem noi, mai vedem. Ok. Bun, ia să vedem aici. Da, cred că o să mai dureze puțin până găsim ăla. Deci, fraților, vreau să vă spunem că am stat de am înnebunit și până la urmă Ana l-a găsit și este fix aici. Aici a fost. Congratulations! A câștigat Mariusica jocul. Bine, mă, și eu l-am câștigat. Eu cu Mariusica am câștigat jocul, numai noi am câștigat. Doamne ferește, unde sunteți voi? Că eu sunt la început. Mă, voi unde sunteți? A, sunteți aici, lol. Bă, stai mă că trebuie să vă teleportezi aici la mine. Da, fraților, deci din păcate a fost o mare, mare pierdere pentru mine acest video. Dar asta este, adică dacă pierdem acum nu o să stau să ascund și să zic că, bă, nu știu ce, adică dacă eu am picat nubul, aia e, Mariusica a picat pe locul 2 și este pro și Ana este hacker. Felicitări, Ana, ești hacker la jocul tău preferat. Deci am făcut până acum două ediții din astea de noob versus pro versus hacker și acum Ana a luat pro, nu, a luat hacker și data trecută a luat noob, Ana. Deci are un titlu de noob și unul de hacker. Mariusica are unul de pro. Nu, da, unul de pro și unul de hacker și eu am unul de pro și unul de noob. Voi vă dați seama că eu sunt singurul care n-a câștigat până acum titlul de hacker dintre toți prietenii. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Trebuie să câștig și eu odată, dar asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți din seria asta, nu uitați să ne lăsați în comentarii și să treceți și pe la ei pe canalele lor, pentru că le găsiți în descriere și pe Mariusica și pe Ana. Vă pupă, ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!